clipe de groază pentru pasagerii și șoferii unui autocar ce efectua o cursă Amsterdam-București. Un cetățean polonez în vârstă de 30 de ani i-a atacat cu un cuțit, fără un motiv aparent, pe cei trei șoferi ai autocarului, provocându-le răni și determinându-l pe șoferul aflat la volan să oprească autovehiculul. Eram la volan. Așa. Și la un moment dat ne-am trezit cu individul ăsta peste noi. Colegul meu care era întins în spatele meu, așa, după l-a înțepat pe el, după care bănuiesc că a încercat să treacă peste el și m-am trezit cu el peste mine. M-am luptat un pic cu mâna dreaptă, l-am împins, în momentul în care i-am dat și o frână și în momentul ăla l-am dat cu el în geam și am spart parbrizul. A căzut pe scara din dreapta și de acolo s-a deschis ușa, a fugit cât a fugit, 50-100 de metri. Ceilalți pasageri, printre care și români, au spus că polonezul s-a urcat în autocar în Germania și avea ca destinație orașul Ruse în Bulgaria. În timpul călătoriei, bărbatul a fost destul de agitat și ar fi consumat mai multe doze de băutură energizantă. De moment ne-am speriat, într-adevăr, că în momentul impactului toți ne-am izbit de scaună și atunci ne-am speriat că n-am știut ce s-a întâmplat. Și mai ales că mașina era într-o curbă, puteam să ne răsturnăm. Am stat întins pe două scaune și când a țipat șoferul, domne, aveți grijă că ăsta e cu cuțitul sau nu știu ce, ceva de genul ăsta. Și când m-am ridicat, m-am uitat, era plin de sânge tot, șoferul și mai aveam un șofer care era în spate și a fugit repede să vadă despre ce-i vorba, că nu știam. Echipele de prim ajutor ajunse la fața locului au acordat îngrijiri medicale celor trei conducători auto, care acum sunt în afara oricărui pericol. Cei trei răniți aveau o mulțime de plăgi superficiale, fără risc vital, dar în zone periculoase, care se puteau transforma în plăgi foarte grave. Din fericire, starea lor este bună, sunt stabil hemodinamic. În momentul de față, cadavrul este supus necropsiei pentru a se stabili cauzele decesului și, desigur, dacă a consumat și substanțe care i-ar fi putut induce această stare de agresivitate, mai ales prin prisma faptului că, din declarațiile martorilor, nu ar fi avut un motiv foarte clar pentru care să comită o astfel de faptă. Cei trei conducători auto sunt în afara oricărui pericol, ei vor fi audiați împreună cu ceilalți pasageri aflați în autocar și, desigur, ancheta este într-o fază preliminară. Vom stabili cu exactitate circumstanțele și motivul care l-a determinat pe acesta să comită această faptă. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală. Important este faptul că niciunul dintre pasagerii aflați în autocar nu au suferit vătămări corporale. Suspectul a coborât din autocar și a încercat să fugă, fiind urmărit de doi martori la întreaga scenă. Când a văzut că este urmărit, acesta s-a înjunghiat folosind cuțitul pe care îl avea asupra sa. Polițiștii au întocmit dosar penal urmând a se stabili circumstanțele și motivul pentru care suspectul a comis această faptă. Autocarul avea la bord 18 pasageri care nu au suferit vătămări corporale. Acestora le-a fost pus la dispoziție un alt autocar ca să poată să-și continue călătoria.